Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la lecția de istorie. Astăzi discutăm despre acțiunile a două personalități marcante din acest spațiu al românității, savanții Nicolae Testimițanu și Sergiu Rădăuțanu, cei care în perioada de ocupație sovietică a Basarabiei, contrar principiilor Partidului Comunist, au promovat învățământul în limba română în instituțiile pe care le conduceau. Mai exact, vorbim despre Institutul de Medicină și Institutul Politehnic de la Chișinău. Iar invitatul acestei lecții este profesorul, doctorul în istorie, Ion Xenofontov. Domnule profesor, bine ați revenit la lecție de istorie. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Pentru început vreau să ne spuneți ce a reprezentat acest regim de ocupație sovietic, imperial, pentru Basarabia românească și cât de mult ne-a mutilat acest regim conștiința noastră ca neam. Ca să înțelegem contextul în care savanții Nicolae Testimițanu și Sergiu Rădăuțanu promovau acele acțiuni în interesul băștinașilor, în interesul românilor moldoveni. Anul 1941, după cum bine se cunoaște, este un an teribil pentru istoria românilor basarabeni. Ei sunt rupți de la spațiul românesc prin includerea în orbita de influență sovietică, ori acest fapt înseamnă deznaționalizare, înseamnă foamete organizată, foamete CID, înseamnă deportări, includerea limbii ruse în sistemul de învățământ, marginalizarea localnicilor din funcții de răspundere și toate acestea au creat un fundal de tensiune, de suspiciune din ambele părți. Atât localnicii nu i-au acceptat pe interpușii de la putere, dar și puterea a avut anumite îndoieli vis-a-vis de populația locală care pe parcursul perioadei interbelice, dar și în anii 1941-1944 au fost în cadrul României. De aceea s-au orientat nomenclaturiștii, autoritățile sovietice spre persoane loiale sistemului, ori aceștia erau rușii veniți din localitățile îndepărtate ale Uniunii Sovietice, dar și pe cadrele formate în regiunea stângă a ministrului în fosta Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, cei care au trecut prin malaxorul teroarei staliniste. Pomenați și dumneavoastră că această politică de rusificare, de deznaționalizare în perioada ocupației sovietice a fost promovată inclusiv prin intermediul educației, prin intermediul sistemului educației. Fapt care la un moment dat a trezit, a provocat anumite mișcări, fie și subtile, mișcări antisovietice, mișcări care promovau valorile naționale în cadrul anumitor instituții de învățământ și în continuare vreau să ne referim la cele două cazuri emblematice, Institutul de Medicină din Chișinău și Institutul Politehnic conduse de către Nicolae Testimițanu și Sergiu Rădăuțanu respectiv. Institutul de Stat de Medicină de la Chișinău și-a început activitatea pe 20 octombrie 1945. Care au fost circumstanțele în care a apărut această instituție? Încă în perioada țaristă, dar și în perioada interbelică, nu s-a pus accent pe sistemul de învățământ superior în domeniul medicinii în spațiul basarabian. Existau niște școli de felceri, studiile se făceau în cadrul Imperiului Rus la Odessa, Harkov și veneau acești specialiști și promovau sistemul de ocrotire a sănătății și medicinei în spațiul basarabian. În perioada interbelică foarte bune cadre se pregăteau la Iași, la București. Natalia Gheorghiu a absolvit Universitatea din București, Facultatea de Medicină Generală, dar sovieticii au încercat să creeze un sistem de învățământ superior în perimetrul Basarabiei. Încă în anul 1940-41, în prima perioadă de anexare, a existat două proiecte de înființare a două instituții de învățământ superior care s-au soldat cu eșec. El însă a fost perpetuat în perioada postbelică într-un context total interesant, deosebit, să zicem așa. Trebuie să ne ancorăm pe blocada de la Leningrad. 1941-1944, Leningradul a fost blocat din considerente
politice, în primul rând de către bolșevici, nu de către hitleriști, pentru că, da, este, trebuie o emisiune aparte cu blocada de la Leningrad, se știe foarte bine, se dorea decimarea sistemului antistalinist din acest oraș. Dovadă este că întreprinderile din perimetrul regiunii Leningrad lucrau, 4 fabrici lucrau în Leningrad pentru asigurarea cu armament a armatei sovietice, sistemul alimentar funcționa, însă special a fost artificial făcută această blocadă pentru a elimina rezistența, e o altă temă de subiect. În fine, în profilul acestui moment istoric, în 1942 din Leningrad se retrage Institutul de Medicină numărul 1 și Institutul de Medicină numărul 2 pe lacul Ladoga, lacul Libertății, cum se spunea în epocă, spre Kislovodsk, din o regiune din Stavropol, din Federația Rusă, balneosanitare cu multe sanatorii. Vin aceste cadre și cu studenți în Kislovodsk. Între timp, Kislovodskul este ocupat de către armata germană noaptea de 18-9 august 1942 și până în octombrie 1943. Cadrele acestui institut de medicină, o parte reușește să se retragă, însă o bună parte rămân în Kislovodsk. Directorul Institutului de Kislovodsk, deja s-a redenumit Institutul de Medicină din Kislovodsk, era Șac, fostul șef al Catedrei de Chirurgie, un neamț, așa, și începe o conlucrare cu trupele germane în oraș. Începe un schimb de experiență. Medicii din Kislovodsk primeau periodice din Berlin, schimb de cadre. Însă la sfârșitul toamnei 1943, Kislovodsk este eliberat de către armata bolșevică și dosarul medicilor colaboraționiști ajunge pe masa lui Stalin. Stalin, în profilul elementului propagandistic, pune problema ce să facem cu aceste cadre care au colaborat cu regimul de ocupație nazist în contextul în care poporul sovietic se împotrivea și așa mai departe. Haideți acum să revenim la Chișinăul bolșevizat. Aici vicecomisar al Păzirii Sănătății era Ipatie Sorocean, cu origine din regiunea Odessa, așa, și el își dea seama că Moldova sovietizată, recent inclusă în orbita sovietică, nu avea specialiști în domeniul medicinii. Erau vreo 3 medici și vreo 25 surori medicale, pentru că toate cadrele bine pregătite s-au retras peste Prut după intervenția sovietică, ingerința sovietică. Și el, auzind de cazul celor de la Kislovodsk, a încercat să discute cu conducerea biroului politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Bolșevic al Moldovei, că poate să negocieze ca să vină aceste cadre de la Kislovodsk. Toți s-au speriat. Vă imaginați, asta înseamnă că ești avocatul diavolului. Vorbim din perimetrul epocii respective. Dar vrei să aduci niște dușmani ai poporului? Dușmani ai poporului la Chișinău. Înseamnă că e suspect. Înseamnă că sunt niște interese și poate ești parte componentă a lor. Așa că a fost o reticență totală. Ipatie Sorocean însă nu s-a dezis de acest vis al lui și pleacă la Moscova, la hotelul Moscova, timp de 2 săptămâni, așteaptă audiență la Molotov. Molotov era vicepreședinte al Sovietului de Ministrilor SS, responsabil pe blocul social, respectiv și pe medicină, și explică cam în formula respectivă. Moldova sovietică îl iubește pe Stalin, noi iubim colhozurile, iubim realizările patriei sovietice, dorim că fratele meu mare să ne ajute, adică avem nevoie de medici. Și poate ne dați pe medicii din Kislovodsk să vină la noi, periferia Uniunii Sovietice. Molotov evident că nu putea să ia această decizie de sine stătător, pleacă la Stalin. În fine, prin 1 august 1945 sunt elaborate documentele de transfer a celor de la Kislovodsk la Chișinău, cu o precizare că Ipatie Sorocean a plecat și la Kislovodsk ca să-i convingă pe medicii de acolo că totuși poate să vină la Chișinău. Și se pare că a reușit să-i convingă, mai ales că era alternativa sau Siberia sau la periferia Uniunii Sovietice, cu atât mai mult că Ipatie Sorocean spunea că sunt și vinuri gustoase și o republică însorită, adică avea omul aceste abilități de a convinge. Astfel, la 20 octombrie 1945, la gara Vestirii,
Sternicieni, coboară profesor de la Chislovodsk împreună cu studenții din anii 2-4, cu o bogată bibliotecă, laboratoare, și astfel la Chișinău vin specialiști de înaltă calificare, reprezentanța 20 de naționalități. Din Chislovodsk au pornit 570 de studenți, 15 șefi de catedre, inclusiv 8 profesori doctor habilitați, 5 conferențiari, 19 asistenți, 8 doctoranți și ordinatori, 32 de persoane din serviciul didactic auxiliar și 35 de serviciu. Iar în dimineața zilei de 20 octombrie, așa cum spuneați și dumneavoastră, trenul a ajuns în gara de la Visternicen și aici un moment foarte important, se auzea doar sunetul clopotului unei mici biserici de pe un deal din apropiere, lucru neobișnuit pentru urechile oamenilor educați în spirit sovietic. Când au început primele lecții în cadrul acestui institut de medicină și care a fost primul lor sediu? Da, primele lecții încep la 1 noiembrie 1945. Apropo, sunetele bisericii despre care ați pomenit... Sunetul clopotului. Clopotului a fost de la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Era un contrast în Uniunea Sovietică, stat ateist, nu puteai să auzi aceste clopote, ori au ajuns într-o republică proaspătă, inclusă în periul sovietic și se auzea aceste clopote. A fost un șoc cultural, ca să ne exprimăm așa. Chiar de la constituirea acestui institut s-a activat biroul politic al partidului acestei instituții, adică partidul a avut grijă ca să țină sub control chiar din prima zi, când ei au venit aici la Chișinău. Pentru o comparație, Universitatea de Stat din Chișinău, care a început să activeze la 1 octombrie 1946, acest birou este deschis peste un an de zile. Adică statul nu avea în vizor că este necesar să țină sub control cadrele, iar la Institutul de Stat de Medicină s-a sesizat această chestiune. Ori vorbește despre faptul că cadrele din stat au început să fie luate sub controlul partidului și autorităților. Din contingentul de 1144 de studenți ai Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, în anul de studii 1946-1947, conform criteriului etnic, doar 91 de tineri erau moldoveni, 518 erau ruși, 133 ucraineni, 348 de tineri evrei, iar alți 51 de studenți reprezentau alte naționalități. Însă peste 10 ani, numărul studenților moldoveni crește. Din cei 1600 de studenți, circa 900 erau moldoveni. Asta era și o politică a autorităților de a include băștinași autohtoni în sistemul de învățământ superior. Problema era însă în impedimentul lingvistic, deoarece la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău se studia în limba rusă, iar populația majoritară, fiind din zona rurală, nu cunoștea bine limba rusă. Deci pentru că nu cunoșteau limba rusă, aveau impedimente serioase în procesul de studii studenții băștinași, prin urmare citesc mărturia unuia dintre ei. A fost greu, toată literatura era în limba rusă și noi nu prea înțelegeam, pentru că era vorba de terminologii specifice și noi le învățam pe de rost. De la început, cred că singurele note pozitive pe care le aveam erau la limba latină. Latina, pentru că este mama limbii române și terminologia medicală vine pe filiera acestei limbi. Într-adevăr, erau cazuri când studenții puteau să citeze câteva pagini și să nu înțeleagă nimic. Erau situații în care studenții moldoveni asistau la lecții și erau derutați, erau deprimați, pentru că absolut nu înțelegeau nimic, ori venea sesiunea de examinare. Foarte dificile erau nu doar obiectele de specialitate, fiziologia, anatomia și cele mixte, fizica, chimia, dar și cele din blocul socio-umanistic, social-politic, istoria Partidului Comunist, ulterior istoria ateismului științific, care aveau un limbaj de lemn și o repulsie față de aceste obiecte, aveau toți studenții, nu numai
români, dar și ruși, ucraineni, pentru că îndepărtau de scopul adevărat al sistemului de învățământ, pregătirea cadrelor medicale. În noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, regimul sovietic de ocupație pune la cale cel de-al doilea val al deportărilor sovietice aici în Basarabia românească. Studenți, profesori, cadre din cadrul Institutului de Medicină au fost vizați de acest val 2 al deportărilor? Unul dintre cele mai concludente este cazul studentului Boian, părinții căruia au fost deportați. A reușit să fugă, fiind ajutat și de către localnici, așa, și a evitat acest episod tragic, iar Boian a devenit unul dintre medicii respectați, chirurgi în pediatrie, chirurgi specializați pe operații la copii, fiind un nume de rezonanță a medicinii, adică acest caz singular, de care au fost zeci de cazuri, demonstrează cum sistemul politic intervenea în soarta oamenilor. Oamenii care puteau să aducă folos societății, din start puteau să le frângă aripile. Care erau criteriile în baza cărora erau selectate cadrele în instituțiile din RSSM, ca să înțelegem ce se întâmpla la Institutul de Medicină? Haideți să studiem cine a condus Institutul de Stat de Medicină din Chișinău. Primii directori s-au numit până la test inițial, nu aveau grade științifice, erau promovați pe linie de partid, trebuiau să fie loiali sistemului de partid și niciunul din ei nu erau născuți în spațiul al actuala Republicii Moldova, să zicem, din RSS moldovenească. Erau veniți din afară. Majoritatea erau veniți din Ucraina sovietică, care trecuse acest malaxor al ideologiei. Cadrele ce ține de naționalice referitoare la studenți, la fel, erau atent verificate. În afară de performanțele cognitive, trebuia să ai originea socială curată, să fii din țărani, săraci, așa, să părinții acestor copii să nu fi fost în teritorii ocupate de către nemți, să nu fi cooperat cu partidele politice din perioada interbelică, să nu aibă rude peste hotare. Existau vreo 27 de criterii de selectare a studenților. Deci nu oricine putea face studii la Institutul de Stat de Medicină. Nu oricine. Și până în anii 1960, acest institut a fost cumva condus de cadre formate de peste hotarele Moldovei sovietice, însă începând cu 1960 încep să fie promovate cadre naționale. Deja ei au crescut, au devenit studenți, au devenit specialiști și în acest context apare și Nicolae Testimețeanu, care în anul 1959 este numit rector al acestei instituții de învățământ la vârsta de doar 32 de ani. Până în 63 este rector, din 63 până în 68, la vârsta de 35 de ani, fiind atenți, este numit în calitate de ministrul al păzirii sănătății. Într-un timp așa s-a numit Ministerul Păzirii Sănătății, ulterior Ministerul Clotirii Sănătății, și chiar a fondat și o revistă omonimă, Păzirea Sănătății, ulterior numită Ocrotirea Sănătății, la care Testimețeanul era redactor șef. Adică vedem deja că în sistemul de conducere a sistemului de învățământ superior, nu numai în cazul Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, dar și Institutului Politehnic Serghei Lazău din Chișinău, sunt promovate cadre formate în spațiul basarabian. Cum a fost posibil ca Testimițeanu să ajungă în funcția de rector al Institutului de Stat de Medicină la vârsta de doar 32 de ani și ulterior în funcția de ministru al Ocrotirii Sănătății în condițiile în care era băștinaș? Era băștinaș, deci vorbim despre altă perioadă, că perioada aceasta de represiune, să zicem, pe scară ierarhică, o putem deveza în două etape. 1944, sfârșitul anului 1950, conduceau rușii, conduceau cei din afara Moldovei sovietice, conduceau cadrele de peste Nistru, iar din 1960 apar lăstarii băștinași, studenții care au făcut studii în perioada respectivă, erau tineri, erau bine pregătiți. Nicolae Testimețeanu fiind parte a primei promoții.
Promoția de aur a absolvit în 1951, este o promoție care a dat câțiva academicieni, câțiva miniștri, directori de institute, deci foarte bine pregătiți, și partidul deja avea nevoie de formarea unor cadre locale și cu atât mai mult că deja după trecuse o perioadă după război și se considera că s-a format o nouă generație, generație formată în perimetrul ideologiei sovietice. Însă nu s-a ținut cont că mulți din aceste cadre făcuse liceu românesc. Deci 7 ani de acasă cu o educație românească, sănătoasă, studiile realizate la liceu, iar școala românească interbelică a fost una dintre cele mai puternice din Europa, toată lumea cunoaște, care nici nu putea concura cu cea sovietică, care era slab pregătită. Nu zadar această limbă moldovenească de peste Nistru nu a prins, că lumea râdea. Rădea de limba aceea de lemn pocită și n-a prins. O limbă inventată. Inventată și a fost eliminată prin amuzament. Deci făceau haz de necaz și n-a prins. Și cadrele acestea formate la Tiraspol, mai ales vorbesc pe filiera aceasta a științelor socio-umaniste, erau slab pregătite. Foarte slab pregătite, erau la nivelul unor învățători, așa, și nu puteau face concurență băștinașilor care aveau o experiență românească și care aveau o altă mentalitate. De aceea este timpul lor, anii 60, a băștinașilor. Apropo, tot în anii 60 au fost încercări de a traduce anumite manuale de medicină în limba română și, la fel, potrivit unui ordin semnat în 1961 de către Ivan Sorocean, viceministru pe atunci al Ocrotirii Sănătății, la Institutul de Medicină urmau să fie acceptați la studii 75% de vorbitori de limbă română și 25% de limbă rusă. Cu ce s-au soldat acele acțiuni? Decizia a fost drastic criticată de Bodiu. Bodiu s-a supărat. Cum așa faceți aceste încălcări ale principiului sovietic? Da, medicul trebuie să cunoască limba moldovenească, cum se zicea în epocă, însă nu este obligatoriu. Pentru că lezează drepturile cetățeanului sovietic, spunea Bodiu. Cetățeanul sovietic vorbitor de limbă rusă. Să revenim la perioada lui Nicolae Testimițeanu, la conducerea Institutului de Medicină. Nicolae Testimițeanu este considerat unul dintre cei mai mari pedagogi ai Basarabiei din perioada postbelică, deci toți îl respectau cadrele didactice și studenții. Era o abordare democratică occidentală. Formatul acestei personalități putea să discute la egal cu studentul și să-l îndrume. Deci toți erau vrăjiți de magnetismul acestei personalități. Profesorul universitar Gheorghe Baciu, doctor habilitat în științe medicale, unul dintre specialiștii consacrați ai medicinii autohtone și al învățământului superior medical din Republica Moldova, își amintește cu lux de amănuntă despre modul în care Nicolae Testimițeanu promova politica națională în cadrul Institutului de Medicină. În primăvara anului 1960, am avut ocazia să susțin examenul la chirurgie, obiect predat de domnia sa. În acea zi a fost surprinzătoare adresarea lui Nicolae Testimițeanu către studenții grupei din care făceam parte. Cine dorește să răspundă în limba noastră? A întrebat Testimițeanu. Eu am răspuns afirmativ, tălmăcind problemele din bilet, așa cum puteam, la acea vreme. Răspunsul meu a fost un dialog între profesor și ele. Ulterior, meditam asupra acestei discuții istorice și îmi dădeam seama că domnul director îmbina iscusit calitățile de pedagog cu cele de psiholog. Îmi amintesc cum noi, studenții și tinerii doctoranzi, eram fascinați de iscusința lui în abordarea problemelor de pregătire a cadrelor tinere, de atitudinea grijulie față de neam, medicină, cultura națională și profesia de lucrător medical. Iar Mihail Popovici își amintește că, în urma demersului de sorginte națională promovat de Nicolae Testimițeanu, a avut de beneficiat în mod personal. Ne-au selectat pe vreo 9 băieți de la curs pentru armată. Testimițeanu i-a solicitat ministrului apărării să nu satisfacem serviciul militar, fiindcă avea nevoie de cadre naționale, tinere, pentru a consolida instituția. 200 era puțin și el voia să majoreze numărul angajaților. Într-adevăr, numărul lor a crescut până la peste 800 de persoane. Am nimerit și eu în acea listă, doar pentru ca să nu plec în armată. Studiind biografia lui Testimițeanu, cumva o ancorez și politicii rurale. Testimițeanu a fost un strateg de edificare a sistemului de ocrotire a sănătății și în mediul rural. Iar în mediul rural, medicul trebuia să cunoască limba română, limba băștinașului.
și ori la Institutul de Stat de Medicină se vorbea în limba rusă. Cum va comunica cu populația? De ce el a conștientizat că trebuie neapărat să cunoască și terminologia de specialitate? Până în 63 este rector, este promovat în funcția de ministrul și aici este un lucru interesant pentru că în promovarea acestei politici este ajutat de către Constantin Matkovski. Acest nume trebuie să fie reținut de telespectatori pentru că el a fost cel care a promovat în practică acțiunile lui Testimițianu, fiind sprijinit și primind indicații orale împreună cu Spânul la Institutul de Stat de Medicină. În 1963, Nicolae Testemițanu este numit în funcție de ministru al Ocrotirii Sănătății, iar una dintre preocupările de bază este și introducerea limbii române în procesul de instruire, acțiune care a fost implementată treptat. Studenții de la anul întâi au început să studieze în limba română din 1965, cei de la anul 2 din 1966, iar începând cu anul 1967, în limba română studiau deja și studenții de la anul 3. În acest scop au fost aduse literatură de specialitate de peste Prut. Nicolae Testimițianu avea rude în România cu care întreținea legături și avea cunoscuți pe linie profesională medici, de aceea ei l-au ajutat ca o parte din literatura românească să ajungă la Chișinău și mai ajungea și prin sistemul comercial de cărți din Uniunea Sovietică. Carte românească la Chișinău în perioada aceasta nu puteai găsi. O puteai găsi în schimb la Leningrad, la Moscova, la Odessa și era adusă aici la Chișinău și a început să învețe, să studieze studenții din carte românească. A promovat multe cadre medicale din rândul băștinașilor Nicolae Testimițianu la nivel de minister, la nivelul instituțiilor medicale raionale și locale? Da, da. În funcții administrative, Nicolae Testimițianu a pus accent pe cadrele naționale, cadrele locale și ulterior avea să fie învinuit că a promovat directori de spitale, cadre didactice din rândul băștinașilor. Ori acest fapt, cum se spunea, prin intermediul unor scrisori anonime, a supărat un anumit segment de la Institutul de Stat de Medicină, chiar și de la minister, pentru că este în defavoarea lor și se spunea că, uitați-vă, sunt specialiști înzestrați, bine pregătiți, însă ei sunt marginalizați. Adică cadrele venite erau deja considerate victime. Adică minoritatea rusă era considerată victimă vis-a-vis de populația băștinașă majoritară. Dar aceste acțiuni orientate spre promovarea intereselor românilor moldoveni, spre promovarea învățământului în limba română în domeniul medical, de exemplu, aveau mare susținere pe interiorul atât a Ministerului cât și a Institutului de Medicină sau totuși taberele erau împărțite cumva jumătate la jumătate? S-au făcut două fracțiuni în privința acestei probleme. Fracțiunea moldovenească, să zicem, cea care îl sprijinea pe Nicolae Testimițianu și fracțiunea rusă, cea care îl sprijinea pe Anestiade. Aici apare numele lui Vasile Anestiade, cel care l-a urmat în funcția de rector pe Nicolae Testimițianu. Buni colegi, de altfel, au fost în anii de studenție chiar colegi la cămin, în aceeași cameră au stat, au mâncat din aceeași farfurie. Da. Și când a plecat la Ministerul Testimițianu, Anestiade era prorector pentru activitatea științifică și l-a recomandat autorităților ca să preia această funcție, spunând că este bine pregătit și va face față cu brio. Însă uitați-vă că lucrurile se divizează. Unicul care mai este în viață este profesorul Gheorghe Baciu, medicul legist, ultimul mohican din acea echipă care l-a sprijinit pe Nicolae Testimițianu. În echipa lui Nicolae Testimițianu erau și anumiți conducători din Moldova sovietică, Anatole Coropcean, vicepreședinte al Sovietului de Miniștri, care la fel a promovat o linie naționalistă, l-a susținut tacit în promovarea acestor acțiuni.
atât Coropcean cât și Testimițeanu s-au afirmat nu doar în sistemul de învățământ, de sprijinirea cadrelor naționale, dar și în promovarea altor dimensiuni, dimensiunea spirituală. Anume, Testimițeanu și Coropcean l-au convins pe Ivan Ivanovici Bodiu ca să nu închidă ultimul lăcaș monahal din Moldova Sovietică, Japca. Adică vedem această activitate la o rezonanță mai mare. Deci nu inclusă doar în perimetrul instituției de învățământ superior, dar și pe anumite domenii. Era un strateg, deci avea o viziune globală. Dar Nicolae Testimițeanu a ajutat foarte mult și studenții care veneau de la sate să studieze la Institutul de Medicină? Nicolae Testimițeanu, fiind fiul unui țăran din Ochiul Alb, actualmente raionul Drochia, înțelegea ce este lumea rurală, ce este copilul de la sat, așa, copilul care vrea să învețe, să nu întotdeauna are mijloace de existență. De aceea sunt mărturii concrete că el a sprijinit material studenții nevoiași, le-a oferit burse, locuri în cămin, sau le dădea să facă de veche ture la spitale. Și asta era o formă de a mai câștiga pe lângă bursă și nu se depărtau de specialitate. Este adevărat că printre studenții de la Bălți, de exemplu, circulau opinii potrivit cărora studenții de la Institutul de Medicină din Chișinău sunt cei mai aprigi promotori ai valorilor naționale, cei mai mari naționaliști în sensul bun al cuvântului? Într-adevăr, pentru studenții de la Institutul Pedagogic de Stat Aleco Rousseau din Bălți, studenții de la medicină erau considerați elita studențimii din Moldova Sovietică. Sunt expresivi în acest sens mărturile lui Iulius Popa, care la sfârșitul anului 1960 se plimba prin perimetrul Institutului de Medicină și la un moment dat a întrebat un student unde se află o stradă. Și studentul respectiv a explicat în limba română frumos și a inclus cuvântul acesta P. Iarăși explică P. Și asta a fost un semn distinct că pe stânga, pe dreapta, pe stânga, deci pe dreapta, că sunt dâmbovițean. Dâmbovițean românesc și au fost considerate o frondă în cadrul mișcării studențești din Moldova Sovietică. Da, interesante lucruri. Deci studenții nu aveau această frică să-și etaleze această dragoste și respect față de limba română, chiar dacă erau în vizorul partidului. Înseamnă că erau sprijiniți de către profesori, era o atmosferă sănătoasă din perspectiva aceasta. În 1967, la Institutul de Stat de Medicină, s-a editat revista Medicus. Și este interesant că această publicație era mixtă, publica și în limba română și în limba rusă, dar unul din articole era în ce limbă vorbim. Tot în 1967, la Institutul de Stat de Medicină a avut rezonanță cazul Cemârtan. Fostul viceministru al culturii era lector la Catedra de Istoria Partidului Comunist și el a scris o scrisoare Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice că la institut nu se respectă principiile leniniste ale politicii naționale. Adică Cemârtan făcea referință la faptul că se vorbește prea mult în limba rusă, cadrele naționale nu prea sunt promovate. Scrisoarea a fost anonimă, însă Bodiu a pus în aplicare serviciile de securitate și a fost deconspirat. Cu siguranță Cemârtan a avut de suferit. A avut de suferit, înlăturat din funcție. Acțiune orientate împotriva regimului sovietic de ocupație cu un caracter național românesc au fost înregistrate și în cadrul altor instituții medicale de învățământ, cum ar fi, de exemplu, Școala de Medicină de Bază din Chișinău. Cel mai răsunător a fost cazul elevei Lilia Neagu, care, de exemplu, refuza să răspundă la salutul profesorilor în limba rusă. În afară de asta, în noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie 1970, Lilia Neagu, care avea 19 ani, împreună cu prietena sa, Asea Andruh, elevă în clasa 10-a B a școlii medii numărul 1, astăzi liceul Gheorghe Asachi din Chișinău, care avea doar 16 ani, au scris 10 de mesaje antisovietice pe principalele clădiri din centrul Chișinăului, inclusiv pe sediul Ministerului de Interne. Cele două tinere condamnau ocupația sovietică a Basarabiei românești, cereau revenire la alfabetul latin și criticau comportamentul șovin al rușilor din RSS moldovenească, care, în opinia lor, se bucurau de prea multe privilegii și ocupau funcții înalte, în timp ce moldovenii erau discriminați la ei acasă. Peste câteva zile, însă, cele două tinere au fost identificate de către KGB. Ancheta a durat 5 luni.
Lilia Neagu a fost condamnată la 2 ani privațiune de libertate, în timp ce Ase Andruh, pentru că era minoră, a evitat pedeapsa penală, dar a fost exmatriculată de la școală și trimisă să lucreze la fabrica Steaua Roșie. Când încep problemele lui Nicolae Testimițeanu cu Partidul Comunist? Pentru că erau acțiuni curajoase din partea lui Testimițeanu de a promova limba română, de a promova cadrele medicale din rândul românilor moldoveni. Partidul evident că era ochiul de veghe a tot ce se întâmpla în societate și nu putea să rămână indiferent de ceea ce se întâmplă la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, cu atât mai mult că el avea și informator din interior, același Anestiade, spunea care este situația de la institut, care între timp deja devenise adversarul lui Testimițeanu. Și așa numitele scrisori anonime care inundau Comitetul Central a generat convocarea acestei ședințe extraordinare unde a fost Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei. În martie 1968. În martie 1968, ținem cont că 68 este un an cam tensionat în perimetrul lagului socialist, că se cocea premizele primăverii de la Praga, așa. În august acelui așa an, Uniunea Sovietică a invadat Praga, iar România a luat o poziție deosebită, diferită. De aceea a criticat intervenția sovietică. A criticat intervenția și uitați-vă că și în acest context Nicolae Testimițeanu promovează limba română. Deci neapărat trebuie să ținem cont și de contextul internațional. Iar Bodiul, fiind pe deplin îndoctrinat, trebuia să ia măsuri pentru că el însă se temea pentru cariera sa ca să nu fie expus, să nu ajungă aceste neînțelegeri ideologice de la Chișinău, cum era considerat el, la Moscova și să se pericliteze cariera. Convoacă ședința Comitetului Central, așa, și începe să-l critique pe Testimițeanu de toate aceste acțiuni. Ce i se reproșa? I s-a reproșat că sprijină cadre naționale, în primul rând. I s-a reproșat că aceste cadre cu un trecut vicios, așa, sunt promovate ca să facă doctoratul, aspirantura. Deci în loc ca să fie înlăturate din sistem, dar ele sunt promovate. I s-a imputat faptul că specialiști de rezonanță, vorbitori din limba rusă, au ajuns să nu mai predea, pentru că la institut se predă în limba moldovenească, în limba română, iar ăștia care sunt de calificare înaltă nu mai susțin cursurile și institutul va deveni o școală de felceri. Așa a spus Bodiu, adică vrând, asta a fost și un arată aroganța primului secretar vis-a-vis de băștinaș. Deci, vedeți, deci așa era perceput. Deci, cadrele naționale care au început să predea erau vizualizate că pot preda la nivelul unor felșeri, adică nu unor medici autentici, și s-a invocat cadrul unor cadre vorbitoare de limbă rusă care au părăsit Chișinău și s-au angajat la Institutul de Medicină din Leningrad, dându-se de înțeles lui Testimițeanu că uitați-vă unde a dus această politică care nu coincide stipulatelor partidului, că pierdeți cadre de înaltă valoare științifică și didactică. Și care a fost verdictul partidului? De înlăturare din funcția de ministrul al ocrotirii sănătății al lui Nicolae Testimițeanu. Se consideră că Bodiu n-a dorit să-l înlăture, așa, totuși din această funcție, însă a fost o presiune de la Moscova, pentru că la acea ședință a Comitetului Central a participat un reprezentant al Ministerului Ocrotirii Sănătății a Uniunii Sovietice și un reprezentant al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și ei au făcut presiuni majore asupra lui Bodiu ca să-l înlăture din funcție. Ce a urmat în cadrul Institutului de Medicină și în general în sistemul medical în domeniul politicilor naționale de promovare a cadrelor medicale din rândul românilor moldoveni de predare în limba română după destituirea lui Nicolae Testimițeanu din funcția de ministru al ocrotirii sănătății și care a fost soarta manualelor editate în România din care învățau studenții de la Chișinău. Manualele de limbă română au fost arse, au fost evacuate la periferia Chișinăului și martorii din epocă vorbește despre faptul că ele pur și simplu au fost arse, așa cum au procedat în anii 30 nemții, germanii, naziștii. Deci au fost distruse.
Această problemă a fost înghețată prin faptul că în fruntea acestei instituții a fost Vasile Anesteade până în 1986, unul dintre cei mai longevivi rectori, 23 de ani, care a fost loial sistemului, partidului și de altfel a fost unicul medic din perioada sovietică, membru al Academiei de Științe a RSS Moldovenești. Și până atunci, până în acel an 86, s-a studiat în limba rusă sau totuși și în limba română s-a studiat, în limba moldovenească, cum se spune atunci? În limba rusă era majoritatea obiectelor, doar niște obiecte minore, de genul, tot Testimițeanu a inițiat o disciplină de istoria medicinii, cursuri opționale, așa, disciplinile acestea de educație fizică și sport, putea să vorbească mixt catedra de sociumanistică la limba franceză, putea să fie un profesor vorbitor de limba română, deci majoritatea obiectelor erau studiate în limba rusă și încă în 1987 s-a mai făcut o tendință de a vedea starea de spirit națională la Institutul de Stat de Medicină prin intermediul lui Smirnov, secretarul al doilea pe ideologie, care a cerut conducerii universității în lista profesorilor din ultimii 13 ani să vadă originea acestor, adică această problemă națională a persistat în ca un stigmat asupra acestei instituții de învățământ superior, însă să dăm cezarului ce este a cezarului. În contextul mișcării de eliberare națională, medicii care au făcut studii la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău au fost cei mai activi, au avut o clar viziune, au fost semnatarii declarației de independență și se vede această cultura patriotismului pe care am sesizat-o și din documentele recente ale Senatului Universității de Stat de Medicină și Farmacie din Chișinău, care pune accent nu doar pe pregătirea cadrelor, una profesională, dar și pe faptul că să fie patrioți, să-și iubească neamul, poporul, ori toate aceste componente vine prin filiera acestei mișcări care l-a avut în frunte pe Nicolae Testimițeanu. La începutul anilor 1970, problema națională a migrat și la Institutul Politehnic din Chișinău, fondat de către marele savant de talie internațională Sergiu Rădăuțanu, născut pe 17 iunie 1926 la Chișinău, într-o familie de intelectuali. Unul dintre bunicii lui Rădăuțanu avea studii la Sorbona, tatăl său era profesor de limbă franceză, dar mai cunoștea 9 limbi străine, în timp ce mama sa era absolventă a conservatorului. Pentru că altfel nu putea avansa în carieră, în 1962, Sergiu Rădăuțanu devine membru al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, iar în 1964 pune pe picioare Institutul Politehnic din Chișinău, fiind și primul rector al acestei instituții. Rădăuțanu a fost rector al Institutului Politehnic din 1964 până în 1973. Într-adevăr, fondator și prim rector al acestei instituții este Sergiu Rădăuțanu, care avea, din perspectiva ulterioară a autorității, un trecut social nesănătos. Și astfel, chiar așa și s-a imputat că de ce a ascuns originea sănătoasă. Nu era trecută în autobiografie cine au fost bunicii și, într-adevăr, unul din bunicii lui Rădăuțanu a făcut Sorbona, fiind finanțat, susținut material de către boierul Leon Caso. Așa, așa și se zice țăranul desculț care a făcut Sorbona. Adică provenea dintr-un mediu sănătos, intelectual, iar tatăl său avea moșii în perioada interbelică la Chișcăreni, județul Bălți, o suprafață de 900 de desetine, deci era inclus în categoria țăranilor înstăriți a chiaburilor, așa. Însă vedem că era în realitate un intelectual seadea care cunoștea limbi străine și unul din profesorii de succes din perioada interbelică. I s-a mai găsit că tata lui Sergiu Rădăuțanu a fost parte componentă a Partidului Renașterii Naționale, partid creat de Carol al II-lea în anii 1938-1940. În timpul celui de-al doilea război mondial intră în cadrul armatei sovietice și moare în 1944, accentul fiind pus de Sergiu Rădăuțanu anume pe partea finală de viață a tatălui și asta i s-a imputat. De ce n-a arătat și partea anterioară ce s-a întâmplat până la declanșarea celui de-al doilea război mondial în perioada în care Basarabia era în cadrul României?
Bine, și cum a ajuns Sergiu Rădăuțeanu să fie cel care a fost mandatat de partid să fondeze, să organizeze Institutul Politehnic de la Chișinău, actuala Universitate Tehnică a Republicii Moldova? Anii 60 deja se evidențează prin aceea că se formează cadre locale cu înaltă pregătire profesională și printre aceste cadre ieșea în evidență Sergiu Rădăuțeanu. I s-a propus să fie rector și academicianului Mircea Bologa, mi-a confirmat domnul academician această idee, însă el considera că Rădăuțeanu este cu mult mai bine pregătit. De aceea a fost pus Sergiu Rădăuțeanu, care spărea că face față acelor tempouri, creând infrastructura acestei instituții de învățământ, și în 1967 este o directivă a Comitetului Central ca să se intensifice procesul ideologic de la Institutul Politehnic din Chișinău, în ideea că profesorii să frecventeze mai des cursurile seriale ale Institutului Marxism-Leninismului. Adică era primul semnal că la Institutul Politehnic sunt niște idei care contravin ideologiei comuniste. Profesorii trebuie să ducă să-și spele creierii, zicem așa, ca să traducem, ca să leagă și telespectatorii. Ce idei erau la Institutul Politehnic? Cine le promova? Ce acțiuni, iarăși orientate spre promovarea ideilor naționale, veneau din zona rectoratului a domnului Rădăuțeanu? La institut erau promovate cadrele locale, cadre care aveau un trecut românesc, așa, care știau ce s-a întâmplat în Moldova sovietică până la anexare. Studenții brusc își schimbau atitudinile din anul 3. Deci până în anul 3 studenții erau considerați că vin din medii sănătoase, cu valori acestea ale proletariatului, construcției colhozilor, și brusc din anul 3 încep să gândească altfel. Încep să pună întrebări dacă într-adevăr Uniunea Sovietică a eliberat Basarabia, pun întrebări dacă Basarabia a fost anexată sau eliberată, pun întrebări dacă statul socialist este reprezentativ pentru toți, iar unii profesori, de exemplu Aurel Marinciuc, vorbea că cei care au venit în 1944 ca să elibereze, în ghinemele, Basarabia, trăiesc în palate, cum trăiau atunci, trăiesc și acum, iar cei care au venit să îi elibereze, deci oamenii din popor, trăiesc în continuare în subsoluri. Adică era și o nemulțumire socială. Studentul Olaru, de exemplu, vorbea despre faptul tranșat că Uniunea Sovietică a ocupat Basarabia, nu a eliberat-o. Și evident că existau urechi care ascultau și transmiteau organelor securității, iar organele securității transmiteau la Comitetul Central despre starea de spirit de la Institutul Politehnic din Chișinău. Iar apogeul acestei stări de spirit a fost incitat în anul 1971, atunci când la institut vine colecție propagandistică Iosif Vartcean, unul din fondatorii Academiei de Științe a Moldovei, familia căruia a fost implicată în procesul de deportare, deci fiind parte componentă a acestor mișcări de represiune, el vine cu o lecție despre iubita patrie sovietică, despre partid, despre renumitul internaționalism, socialism, și brusc apar niște întrebări în sală, întrebări care au fost considerate ulterior că erau pregătite din timp, provocatoare, unde studenții întrebau care e diferența dintre limba română și limba moldovenească, dacă într-adevăr Uniunea Sovietică ne-a eliberat, și autoritățile erau deranjate că cadrele didactice de la acest institut nu a estompat atmosfera de la acea întrunire, iar Iosif Vartcean a fost pus într-o situație incomodă pentru el și repede a dat semnal autorităților că ceva nu-i bine la Institutul Tehnic. Uitați-vă ce întrebări sunt puse și trebuie de luat niște măsuri urgente. Cu riscul propriei funcții, poate chiar cu riscul propriei libertăți, Sergiu Rădăuțeanu promova idei și valori sănătoase în cadrul Institutului Politehnic din Chișinău.
el direct nu promova, dar crea atmosfera unei democrații, să zicem așa, adică unde profesorii puteau liber să-și expună anumite idei, fie voalat, fie deschis în anumite medii. Iar Comitetul Central, din start, sunt câteva decizii. În 1971 se considera că a fost o neglijență a lui Tabunci, care era secretarul organizației de partid și a rectorului Rădăuțanu, vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la institut și trebuia să se ia măsuri urgente. A existat un moment de mai moderat vis-a-vis de Rădăuțeanul, pentru că el, într-adevăr, era un savant de talie mondială. Două mandate, dacă nu greșesc, a fost și deputat în Sovietul Suprem al RSSM și președinte al Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, mai exact în perioada 11 iulie 1967-14 iulie 1971, deci președinte al Sovietului Suprem al RSSM. Dar domnia sa în perioada când era rector la Institutul Politehnic a încurajat și crearea în interiorul instituției a unor ansambluri colective artistice care iarăși să promoveze valorile naționale. Da, aceste acțiuni la fel au fost considerate deplasate de la directivele partidului. Ori promovarea elementului național nu convenea partidului. Era perioada în care Uniunea Sovietică se promovea acest concept de homo sovieticus. Adică toți gândim la fel. Ideile încă vin de la Nikita Hrușov. Nikita Hrușov, la o întâlnire cu studenții în Belarus, a spus cu cât mai repede toate popoarele din Uniunea Sovietică va vorbi în limba rusă, cu atât mai repede vom ajunge în comunism. Adică limbele popoarelor conlocuitoare în Uniunea Sovietică erau considerate ca un impediment vis-a-vis de construcția comunismului. Și uitați-vă că la Institutul Politehnic din Chișinău se promovează acest anticurs al partidului și acești conducători, pentru că să știți că această rezistență nu a fost nu numai la Institutul Politehnic, dar și la Tiraspol. Fim atenți, în 1967 la Tiraspol au avut loc altercații dintre 35 de muncitori și studenții de la această instituție de învățământ, tot pe baza principiului lingvistic. Nu erau acceptați studenții în spații de distracție a localnicilor vorbitori din limba rusă. Adică problema aceasta a rezistenței ea era la ordinea de zi în mai multe instituții de învățământ superior. Chișinău totuși durea, pentru că Universitatea Politehnică din Chișinău se afla la câteva sute de metri de Comitetul Central și chiar în inima Chișinăului să aibă loc aceste acțiuni unde se afla sediul lui Bodiu nu convenea. Pe 2 octombrie 1973, Sergiu Rădăuțeanu este demis din funcția de rector al Institutului Politehnic. Este adevărat că a avut și câteva atacuri de cord după acea demisie, acea demitere? Într-adevăr, în octombrie 1973 este o decizie strict secretă a Comitetului Central, unde se vorbea despre situația generală de la Institutul Politehnic Serghei Lazo, într-un fel justifica această decizie și s-au luat, erau două puncte în această decizie. Prima, de a-i aplica o mustrare aspră lui Sergiu Rădăuțan cu inscripționarea în carte de muncă și doi, de a-l înlătura din funcția de rector. Evident că aceasta i-a afectat starea sănătății lui Sergiu Rădăuțanu, pentru că a fost o lovitură prea dură aplicată de partid și cu durată de durată, pentru că uitați-vă, dacă prima decizie din 71 era mai moderată, spunea accentul pe reformarea moderată, pe înlăturarea cadrelor și are loc într-adevăr înlăturarea cadrelor de la Institutul de Politehnic. Ulterior ajunge informația de la KGB referitor la originea socială nesănătoasă a lui Rădăuțan și toate aceste intervenții, aceste lovituri efectiv a avut un impact negativ asupra stării de sănătate. Fac comparație cu Institutul Pedagogic din Tiraspol. Acolo, în 1967, a fost înlăturat din start rectorul Procupeț și pus un alt rector, Novakov. Lui Procupeț i s-a găsit
pete negre din biografii, că ar fi fost voluntar în armata română în perioada interbelică, la Tiraspol, când nu în zadar, la un moment dat, Bodu spunea că ne-am trezit că la 50 de ani de la Marea Revoluție din octombrie, în prezidiu avem colonii români. Deci era supărat Bodu, că uitați-vă, încă după un interval de timp, încă nu avusese această purificare de cadre. Iar la Chișinău, grație prestigiului personal al lui Sergiu Rădăuțanu, această perioadă a fost intercalată în timp. Deci, vedeți, din 71 până în 73, numai când i s-a pus pe masă dosarul originii sociale nesănătoase, Bodu și-a dat seama că este prea riscant să-l mențină în funcție ca să nu ajungă această informație la crimine. Care este morala lecției de astăzi, acestei lecții de istorie, ținând cont de ceea ce au făcut Nicolae Testimițeanu și Sergiu Rădăuțanu la timpul lor, în cadrul instituțiilor pe care le-au condus, într-un context foarte complicat pentru băștinași, pentru românii moldoveni? Răspunsul îl dă Eminescu. Eminescu spune clar că poporul român are foarte mulți intelectuali, însă foarte puțini intelectuali cu caracter. Testimițeanu și Rădăuțeanu au fost intelectuali cu caracter. Vă mulțumesc foarte mult pentru această lecție de istorie. Ne mai revedem cu siguranță cu alte ocazii în acest platou. Doamnelor, domnilor, domnilor voastre, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit, iar noi ne revedem deja săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate bune!